spre Emaus. Sta ziua să se lase spre Sfinții și se lăsa pe toată un lung repaus. Doi călători cu pasul liniștit se îndreptau agale spre Emaus. Erau doi ucenici de lui Iisus, Mârnița Marcă, ceasul de răscruce, învățătorul lor fusese dus ca vinovat și țintuit pe cruce. La urmă, pe colina cea de jar, veghea Ierusalimul strălucire. La el, privind odată cu amar, rostise Domnul trista prorocire. Ierusalime, tu cel ce mereu pe aleșii ce-ai strimit mi scaz în sânge, de câte ori am vrut sub scutul meu să te adun cum cloșca pui strânge. Nu te uita la mândrele zidiri, mormam de pietre toate se vor face, căci sub altarul sfintelor jertfiri, atâta sânge fără vină zace. Și acum, nu s-a împlinit cuvântul spus, n-a fost vărsat un sânge fără vină, când gloata a ceruse pe Iisus să-l răstinească de curvare plină, n-a curs acolo sângele din el, când l-au străpuns și când l-au pus pe cruce, și cum stătea acolo, ca un miel, ce fără geamă sub cuțit se duce, cerând iertare pentru toți cei răi, cu ochii implorând tăcut azare, că se stingea chinul pentru ai săi, plângând pentru împietrirea lor cea mare. Așa vorbeau cei doi mergând pe drum, împovărați de griji și supărare, când fără veste un străin acum mergea cu ei alături pe cărare. Ce spuneți voi? Vorbiți de un profet? Cei doi îl țintuiră cu mirare. N-ai auzit de cel din Nazaret și de puterea lui cea uimitoare? Nu știi că preoții însemnați l-au dus la marginea cetății să-l omoare? 3 zile sunt de când a fost răpus. Tu ești străin de n-ai aflat. Cum oare? Noi am crezut că El este acel făgăduit de scrierile sfinte, cel va izbăvi pe Israel și îl va face iar ca mai înainte. Dar El e mort, deși e adevărat, niște femei ne-au spus cu tulburare. Mormântul-i gol, Iisus a înviat și îngerii veghează la intrare. Și am fost și noi, era precum ne-au spus, mormântul gol, dar îngeri nicăierea. Dacă a înviat, pe unde s-a fi dus? Și cum putem să credem în vierea? O, oameni plătinați în sus și în jos, când trebuie să credeți cele scrise, nu trebuia să sufere Hristos precum mai dinainte vă vestise? Străinul le vorbea despre Hristos, Scriptura tâlcuind-o cu migală, și totul era simplu, luminos, și se topise orice îndoială. Și suflet se întorcea încet, încet, cerească pace ce avea odată, urmându-l pe Hristos din Nazaret și ascultând vestirea minunată. Credeau că a înviat Iisus din morți, că a învins și neînvinsa moarte și că a deschis cerurilor porți spre slava veșnică pe să se poarte. Dar ochii lor aveau un văl acum al multei frământări ce i-a apăsase și străinul acela de pe drum ei n-au văzut că Domnul se arătase. Doar când la masă, seara era frânt, ca altădată pâinea dintr-o dată, i-a învăluit fiorul acela sfânt, prezența lui cea binecuvântată. Tu ești Iisus, ești Domnul, au gemut, plecându-se în umilă adorare. Dar el plecase cum a apărut, lăsându-i de mușcărilor amare. Să mergi cu el alăturea pe drum, Scriptura să o știi pe din afară, pe alții la credință să-i îndrum, să-mi duc prigoane, lupte și ocară, dar să nu știi pe cel în care crezi, să nu-i fi cunoscut apropierea, fiorii ca un susur de ivez, când vine el să-ți mângâie durerea. Atunci n-ai bucuria lui de plin, nici siguranța mântuirii tale. Tu nu știi glasul când te mustră fi, ori când alină lacrima de jale. Dar ce e de pe toate mai amar e când ziua revenirii sale nu vei urca în albiluinței car să-i cânți în corpul sfințioasă tale. Îți va părea atunci atât de rău cum n-ai simțit în viață niciodată,
că n-ai intrat și tu cu domnul tău în camera de nuntă mult visată. O, dați-mi preamă de căci acum e Dumnezeu alături, ia aminte, de an călătorești cu el pe drum. Cunoaște-l de acum înainte, ca și el, când vei sta în fața sa, înfiorat de strălucirea toată, să te prezinte tatălui așa. Eu îl cunosc, te rog, primește-l, tată. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze.